asta, prinde balonul. Uite, mama, haide să-ți arăt pe hoverboardul meu. Urcă-te cu piciorul drept. Dar de ce cu dreptul și nu cu stângul? Că pe dreptul ai mai multă, adică pe dreptul funcționează mai bine. What? Salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi vom încerca să o învățăm pe mama să meargă pe hoverboard. Da, să vă arăt o mișcare de-a mea. Ia, ce mișcare vrei să ne arăți? De-acum. Tu deja, Erica, ai mișcări, ai figuri, ai scheme. Ia. Nu cred. Și mama, cum te-ai gândit că vrei să mergi pe hoverboard? Cum am gândit? Da. Adică, păi, a venit Erica și mi-a zis că sunt cam stresată și că ar trebui să te destinzi un pic. Da, mergem pe super hoverboard, tare. Dar eu nu pot. Deci, mami, nu mami, Erica a convins-o pe mama să se urce pe hoverboard. Hai să vedem dacă reușim să o învățăm pe Ia uite ce face mama. E clar, mama este anti-talent. Bunicul e acolo, ia uite, face acolo rame pentru albinuțe, pentru băzâitori. Și noi ne chinuim aici cu hoverboard-ul. Da, tati, spune acolo. Nu uitați să dați un mare like, yeah! Hai, mama. Deci, în prima fază, hai să-ți explic. Trebuie să te urci, uite. Pui piciorul, te-ai urcat. Și faci așa, Erica, dar tu nu i-ai arătat așa, tati? Dar cum i-ai arătat? Uite, vezi? Și mă învârt acum în jurul tău. Uite, uite cât de simplu e. Wow! Uite că era să fac și eu la fel de simplu. Erica, ai dat peste mine, tati. Nu, ea a venit peste mine. Așa, ok, bine că n-am pățit nimic și treaba e în regulă. Da, hai, deci, pui acolo prima dată un picior. Și urci așa. Stai acolo. Uite, ia filmează tu un pic. Poți să filmezi să stai pe hoverboard în același timp? Uite așa mai. Așa. Și ca să ții echilibru, da. Te lași ușor, de fapt nu te lași, apeși cu vârfurile așa ușor în față. Au. În față, așa. Și hai că te descurci, ok? Și frână. Hai că e bine. Și frână, te lași pe călcâi. Apeși ușor pe călcâi. Așa. Și ca să faci curba, așa. Uite așa, apeși pe piciorul ăsta cumva și el te învârte. Observi? Ia. Mami, foarte tare! Deci, mami, oprește-te, mama! Mă opresc în pereți! Foarte tare! Hai, mama, hai că totuși nu ești chiar anti-talent, dă-o încolo de treabă! Codrine, a învățat mama să meargă. Bruanu, uite așa facem. Așa. Hai. E simplu. Hai, ia-și te mai fă-ți un pic așa pe aici. Hai că dau încolo de treabă. Dacă poți să stai așa, e clar că ai învățat. Eu nu mă așteptam nici măcar așa să stai. Erica, stai așa departe, că eu... Ieri, încearcă să nu deranjezi pe mama acolo, că o să cadă. Ia, mama, ia! Sunt ca un stâlp pe cover. Hai să te provoc la o chestie. La ce chestie? Hai să mergem pe trotuar pe aici pe afară. Boa, dar nu pot. Hai să încercăm. Și? Ce e cu tine? Ia să vedem noi pe mama acum în acțiune. Opa! Dar de ce? Vale. Hai că te țin eu. Nu, dar e vale. Dar uite la Erica, ia, las-o pe Erica, Eri. Ia. Hai să te ajut, dăm așa hoverboard într-o parte. Uite la Erica, ia uite-o. Uite, a pus și frână. Păi e simplu, te lași pe călcâie și n-ai treabă, mama. N-ai treabă cu valea asta, că așa am învățat și eu prima dată. Corect, hai. Eu vă deschid aici portița ca să veniți cu viteză, da? Hai, Erica, prima dată tu treci. 1, 2, 3. Hai, acum tu, Codrin, hai, 1, 2, 3 și vino. Dă-i.
Mamă, ce viteză a trecut Codrin. Și acum vine... Și acum vine mami, ia. Îți dau o mână de ajutor. Să ai grijă aici la cap, la bara asta. Apleacă-te. Așa. Așa. Și go. Hai, mama, hai că poți. Hai, mama, că poți. Ia uite ce fac eu. Ca să oprim pe mama în cadru normal. Sar gardul. Ce-i, tati? Îți este rece? Hai că ți-aduc imediat o bluziță. Ia. Hai că vine mama. Hai, mama, hai facem galerie lui mami. Hai, mama. Hai, mama. Hai, mama. Hai, mama, ai grijă că aici dacă te duci pe margine ai să cazi. Să-ți fac o glumă, stemping? Bravo, băi, mama, bravo, felicitări. Nu știu, cred că a trebuit să mai facă mama pe aici vreo două ture și după aia să ieșim pe stradă. Hai că dacă poți să mergi pe aici, gata, clar că ai învățat. Da, așa. Deci nu pot să cred. Mama a învățat să meargă, dar aș vrea un pic mai repede, hai. Hai să mergem pe stradă. Tu cu trotineta, eu cu trotineta, tu cu hoverboard-ul și Erica la fel. Ce și Codrin? Și Codrin îl iau cu mine, pe trotinetă. Okay. Să vine și el cu bicicleta. Ce ai, mama? Ce ai? Ia să facem acum, tragem așa o scenă de la firul ierbii. E, cade mama. Nu cade mama, Godin. Dar ce s-a întâmplat? Vă este frig. Mergeți și vă îmbrăcați. Băi, ce friguroase sunt fetele astea. Nu mi-e frig. Gata, mami, te-ai îmbrăcat, ai făcut roșie. Roșie ca focul. Vrei? Poftim o mână. Gata? Ești ok? Uite, tu în roșu, Codrin în roșu, Erica și ea în roșu. Băi, toți trei v-ați îmbrăcat în roșu. Numai eu am rămas așa? Mhm. Ha, ha. Ha, ha, slime-ul. Vrei să ieșim pe stradă? Ieșim. Da? Da. O duc pe mami pe stradă. Eu am să merg să le filmez. Și ei trei, în echipa asta completă, ne dăm pe aici. Puc, puc, hai. Hai cu guța, haideți. Taram! Hai, mama, ești pregătită? Codrin, vino înapoi. Aici stai, nu pleci nicăieri. Tu nu ai voie să pleci departe. Nu, stai acolo lângă Erica, pe margine, da? Uite așa, hai, mama. Nu este o stradă foarte circulată aici. Bicicleta, tati, este aia. Nu e o stradă foarte circulată, dar este bine să învățăm că trebuie să meargă pe marginea străzii. Hai, pe marginea străzii, Codrin, după Erica, pe acolo. Așa, pe margine. Ia stați un pic, că ia uite, am găsit și un cățeluș. Ia uite, mama, cățel. Hei, hei, dar tu ești fricoasă, băi. Băi, tu ești fricoasă. Ai, vină încoace, hai. Ia uite asta, ea. Ia uite asta, ea, cum vine. Dar tu ești fricoasă, tu. Hai, vină încoace, hai. Ușor, Codrin, ușor, tati, ca să nu se sperie, da? Băi, dar tu ești ușor. Ții acolo, nu țiac nimic. Stai, bravo tu, bravo! Ești ficoasă, da? Vezi? Ia uite ce drăguț, mulțumim! Vezi? Dar au zis, băi, tu ce faci? Stai acolo pe bicicletă! Dă-i că te-am deranjat. Ia, fata, ce ai acolo, mulțumim! Ia uite ce ți-a dat nenea Vasile, vezi? Da. Super, hai! Sigur că da, mulțumim! Hai, Eri! Few moments later. Ia uite la tati cum merge cu hoverboard în spate, pentru că s-a descărcat și până acasă mai avem o grămadă. Suntem foarte departe. A, unde se vede lumina aia? Așa terminăm noi vlogul din seara asta. Cu hoverboard-ul în spate. Deci nu mai pot. Mama e descărcat ăsta și a rămas Codrin tocmai în partea aia unde pot dorat la biserică. De acolo venim pe jos. Tu vorbești serios? Da, nu mai pot. L-am pus pe o parte, când pe alta.
Sunt pe cine, pe Codrin l-ai pus când pe o parte, când pe alta? Hoverboard-ul e mai greu decât Codrin. Ia uite. Lasă-l, hai să-l pune la încărcat. Apăs aici și gata bateria. Nici păcat, nu mai vrea. Apeși. Elilio is there. Gata. V-a plăcut videoul, like și nu uitați să vă abonați. Pa! Hai să punem la încărcat. Hoverboard-ul. Codrin spune acolo, pa, la cameră.